Clișee în procesul penal, Societatea de Științe Juridice, ediția 310. Discutăm în această seară cu doamna avocat Manuela Gornoviceanu, cu domnul avocat Norel Laurențiu Negu și cu domnul judecător Cristian Bălan despre tema prezentată. Uneori pare că aceste clișee plictisesc. Alte ori sunt de-a dreptul deranjante și nu puține sunt cazurile în care observăm vehiculată în spațiu public expresia inculpatul să-și dovedească nevinovăția. Nu numai că deranjează, sunt clișee care arată respectul pe care cel care pronunță un astfel de clișeu îl are pentru procesul penal în sens larg și pentru participanții la procesul penal și pentru părțile în procesul penal. Cred că din fragedă pruncie învățăm toți că nu poți să fii vinovat decât dacă o hotărâre judecătorească definitivă spune acest lucru. Ori nici nu demarăm bine un proces penal că apar informații în spațiu public referitoare la vinovăția sau nevinovăția inculpaților, de ce nu s-a terminat procesul penal, că ia cât a început de 2 săptămâni, de o lună, de 2 luni și autorii, că sunt catalogați deja autorii infracțiunii, n-au fost încă arestați, condamnați și eventual să fie și în executarea pedepsei. Ne influențează în vreun fel astfel de manifestări cel puțin nepotrivite, ca să nu folosesc un limbaj neacademic. Domnul judecător, cum apreciați? Acum, în mod normal ar trebui să, sau cel mai mult ar trebui să ne influențeze probele din dosar. Până la urmă depinde foarte mult de fiecare persoană, de cum este construită și de aspirațiile sale. Probabil că dacă un tânăr cu viitor în față se hotărăște să devină magistrat, să spunem, chiar judecător, și nu vrea să se supună acestei presiuni, poate avea o carieră strălucită la judecătoria vânjumare, probabil că să aibă câteva furturi, o conducere fără permis, o conducere sub influența băuturilor alcoolice. Nu cred că cineva va pune prea mare presiune pe el, poate când merge la magazin și are ghinionul să judece pe soțul vânzătoare se uite puțin urât la el, dar în principiu va avea o viață liniștită. Dacă visează la o carieră către Tribunalul București, Curtea de Apel, sau poate în alta curte, trebuie să fie conștient că la un moment dat este foarte probabil să fie sezat cu o speță în care presiunea publică să fie foarte mare. Să fie sezat cu judecarea unei persoane bănuită de săvârșirea unei infracțiuni care a creat foarte multă indignare în rândul societății și că este normal ca societatea să aibă anumite așteptări, este normal ca societatea să, sau presa să facă anumite articole, că până la urmă trebuie să-și vândă și ei ziarele și e normal să existe presiuni din foarte multe părți. Dacă el crede că ar putea să reziste într-un asemenea cumul de presiuni, atunci n-ar fi nicio problemă. Însă întâi trebuie să-și asume lucrul acesta și să se gândească dacă poate să reziste și dacă ia hotărârea că poate să reziste, să-și continue misiunea fără a fi deranjat, ca să spun așa. Sau, bine, până la urmă toți suntem oameni. Chiar dacă este deranjat, să înțeleagă că este profesia pe care și-a ales-o, este activitatea pe care el a dorit să o efectueze în viața de zi cu zi și că aceste lucruri sunt normale. Acum, referitor la clișee, cred că ele sunt și bune și rele. Depinde cât de mult reușesc aceste clișee să ne deturneze atenția de la misiunea pe care o avem în cadrul procesului penal și, evident, de la aplicarea legii. Dacă ne deturnează atenția, cu siguranță nu pot fi bune, căci lipsa de atenție conduce la pronunțarea unei soluții nu tocmai bune.
din perspectivă procesuală, în mod evident. Dar nu-s bună oară un clișeu despre care am fost avertizați încă din INM către profesor Boloi, clișeul nu permite ECRIS-ul. Vrem să facem un anumit tax, o anumită, păi nu stați, că nu se poate, că nu ne lasă ECRIS-ul, că trebuie să introducem, că asta... E adevărat, na, ECRIS-ul are și el problemele lui, grefierii care se ocupă de înregistrările respective, poate au mai auzit de respectiva activitate, poate li se pare bună, rea, poate emit o pretenție, o anumită părere. Dar judecătorul trebuie să fie convins că dacă el a dispus efectuarea unui act de procedură în condițiile legii, ECRIS-ul nu are cum să îi se opună, că e un program informatic. Trebuie să găsească o formă ca să învingă acest impediment al... Și cred că multe alte clișee. E bine că am început cu clișeele judecătorului ca să respectăm principiul egalității armelor. Deși nu avem un procuror în această seară în studio, o să păstrăm de bună seamă o echidistanță prin moderatorul acestei emisiuni, astfel încât să putem analiza clișeele din perspectiva judecătorului, din perspectiva avocatului, în mod evident și din perspectiva reprezentantului Ministerului Public. Par a fi identificate și unele avantaje, nu, ale acestor clișee. Către ce ne conduc aceste avantaje? Simplifică munca judecătorului un eventual clișeu? Sau este doar semnul unei rutini și al unei experiențe acumulate în spate care merge mână-mână cu plictiseala la un moment dat? Cred că depinde foarte mult de respectivul clișeu. Da, pe de o parte, că fiecare judecător își face propriul stil de a conduce ședința, de a aborda niște chestiuni. Aici avem clișeele care sunt reglementate de codul de procedură penală. Modalitatea în care deschizi ședința de judecată, care este aceeași zi de zi, indiferent cât ne-am străduit să inovăm, nu prea avem cum. Modalitatea în care solicităm cauzele la amânare, modalitatea în care discutăm, de exemplu, despre procedura simplificată, unde acolo chiar mi se pare un clișeu dispoziția de la 374 alin 4 cod procedură penală. Deși, fiindcă tot a venit vorba de procedura aceasta abreviată și într-adevăr a devenit un clișeu, dacă ar fi să interpretăm dispozițiile legale la sânge, persoana respectivă poate să recunoască o parte dintre faptele pe care le-a, adică să încerce cel puțin atunci când sunt mai multe infracțiuni, dau un exemplu, un concurs de infracțiuni, să-și expună punctul de vedere, nu neapărat complet. Adică nu o recunoaștere integrală, ci o recunoaștere a unora dintre faptele care fac obiectul trimiterii în judecată. Din experiența mea, care admit că s-ar putea să fie limitată pe zona asta, dumneavoastră știți mai bine, având ședințe atât de des, nu se ajunge la această parte a procedurii. Adică se pare că ori recunoaște și merge pe... Întrebarea este, doriți procedura simplificată? Să admitem că spune da, este în regulă, spune nu, iarăși este în regulă. Dacă este un pic în dubiu cu privire la, pentru că nu știe foarte exact ce înseamnă asta, el știe că vrea să recunoască o infracțiune din două, dau un exemplu, atunci, dintr-o dată, lucrurile se complică, ca regulă vorbesc, repet, nu, cred că n-am fost în nicio ședință a niciunea dintre dumneavoastră, dar am observat în sală și colegul poate să confirme că nu ajungem în punctul în care să poată să-și expună exact opinia vis-a-vis de accesarea procedurii în sensul ăsta sau cum ar fi situația ascultării inculpatului. N-am văzut niciodată n-am văzut în toți anii de profesie, în special după intrarea în vigoare a noului cod, mă refer, situația în care să-i fie permis inculpatului să stea de vorbă, să se consulte cu avocatul în timpul audierii și nu înainte. În timpul audierii, adică să stai lângă, nu?
că în timpul ascultării înseamnă că teoretic inculpatul ar trebui să stea lângă avocat atunci când îi se pune o întrebare mai dificilă pe care nu înțelege sau la care nu știe în acel moment cum să răspundă, să poată să se adreseze avocatului, să se poată consulta, după care să dea un răspuns. Replica, apropo de clișeu, clișeul de regulă este, da, v-ați consultat înainte, sau chiar când e vorba de arestați, am observat de persoane care sunt în arest preventiv, luați legătura, ți se permite să iei legătura cu inculpatul în timp, înainte de audiere, după care fiecare dintre inculpatul rămâne în boxă dacă este arestat preventiv, iar avocatul merge la masa avocatului, fiind exclus așa de principiu, de asta zic că e un clișeu, de exemplu, ideea ca avocatul să stea lângă inculpat și să se consulte în permanență. Eu n-am văzut, e posibil. Da. Eu nu spun că astfel de cereri ar fi formulate și s-ar respinge. Că tocmai asta cred că este ideea unui clișeu. Este atât de înrădăcinată modalitatea asta de ascultare, încât nici nu se mai pune problema că ar putea fi altfel. Asta mi se pare genul de clișeu care conduce la, adică are efecte negative puternice. De foarte multe ori noi ieșim din sală cu clienții, ne trezim în situația că suntem întrebați, dar întrebarea aceea, știți, se referea la asta, se referea la asta, nu știu, am răspuns, dar am sentimentul că n-am spus tot, că de fapt aș fi vrut să spun altceva, că nu. Adică nu este doar o formalitate, este o nevoie reală în anumite cazuri, în special infracțiune care nu sunt, eu știu, furturi și conduceri, da? O nevoie reală de consultare cu avocatul, dar pentru că asta este procedura audierii și acest clișeu există, nici măcar noi nu cerem să se întâmple altfel. Noi avocați. Dar aminte... Două comentarii exact pe cele spuse de colega mea. Pe prima situație, aceea procedurii simplificate, mie mi se pare ieșirea din clișeu, din tipar, adică asta e situația atipică când vin și recunosc altceva decât sau parțial. Și atunci, eu am avut de câteva ori această situație, mie mi se pare că soluția oferită acum de codul de procedură penală este respingerea procedurii simplificate și, la final, aplicarea lui 396 aliniatul 10, dacă situația descrisă de inculpat este cea reținută de instanță. Cu o singură condiție, să-i dăm posibilitatea inculpatului să ne spună ceea ce recunoaște și ceea ce nu recunoaște, pentru că doar așa, la sfârșitul cercetării judecătorești, vom putea vedea dacă ceea ce a recunoscut inculpatul este cu ceea ce reține instanța să aplicăm 396 alineatul 10. Dacă îmi permiteți. Și mai era a doua situație, aceea audierii inculpatului. Aici să distingem între faza de urmărire penală și faza de judecată. Adică în faza de urmărire penală se permite consultarea și în timpul audierii. În faza de judecată, mai puțin. Dar nu cred că este problema instanței de judecată, ci mai mult a avocatului care nu cere acest lucru sau a inculpatului care nu cere sau a persoanei vătămate care nu cere. Și această consultare în care ar trebui... Iertați-mă că vă întreb, această consultare ar trebui să fie o consultare reală, să nu aștepți de la avocat să răspundă la întrebare în locul tău. Adică ai posibilitatea procedurală să te consulți cu avocatul în timpul audierii, de bună seamă dispozițiile procesului sunt în acest sens. Ai posibilitatea să nu răspunzi la orice întrebare. În mod evident. În mod evident. Este drept că și modalitatea de administrare a acestei probe lasă loc puțin la nerespectarea, sau mă rog, avocatului să nu solicite respectarea acestei dispoziții legale, pentru că știm cu toții, inculpatul este lăsat la începutul declarației să declare tot ce știe în referire la faptă și la învinuirea care îi se aduce. Puține sunt situațiile în care avocatul solicită într-adevăr să se sfătuiască cu inculpatul în timpul audierii acestuia. Exact, mai mare, un clișeu, mai mare este tendința de a încerca să te opui la anumite întrebări sau și mai mare este tendința uneori de a răspunde tu în locul inculpatului.
Păi, să mă ierte Dumnezeu, dacă ai cunoștință în mod direct despre săvârșirea infracțiunii, poți să ai calitatea de martor în dosar și nu trebuie neapărat să fii avocatul inculpatului. Dar o consultare, codul este limpede în acest sens, nu văd nicio problemă în a fi cerută de către avocat în sală. Da, dar faptul că Nu se cere? Da, asta, deci aici nu, eu n-am zis-o în sensul de a stabili culpa cuiva, avocatului că nu cere, a instanței că respinge, a procurorului că nu admite și așa mai departe. Nu, clișeul nu cred. S-a rădăcinat. E vorba de, da, exact, de standardizarea acestui act de procedură, în sensul că se știe, merge acolo în față, declară tot ce știe, după care încep întrebările puse de instanță, de procuror, de avocați, nici nu se pune problema care putea decurge altfel. Și exact asta mi se pare acesta un exemplu de clișeu care te îndepărtează foarte tare de rolul textului, de ceea ce ar trebui să faci, cel puțin pe tine ca avocat, pentru că, într-adevăr, el declară tot ce știe, însă sunt foarte multe situații în care întrebările puse, intervențiile ulterioare, ar necesita consultarea cu avocatul. Ce-a mai zis colegul, într-adevăr, o chestiune care iarăși nu se întâmplă, alt clișeu, dreptul la tăcere, da, poate fi exercitat pe anumite împrejurări, tot potrivit codului, pe anumite împrejurări, nu total. Și cu privire la dreptul la tăcere, dreptul de a nu răspunde, da? S-a încetățenit, a intrat așa în clar, fie nu declară nimic și atunci uzează de dreptul la tăcere sau nu știu, se menționează acolo, nu dorește să dea declarație, în sfârșit ce se menționează, fie declară tot, este exclusă iarăși ipoteza în care pe anumite împrejurări, anumite fapte sau chiar anumite împrejurări, stări de fapt cu privire la una dintre fapte, presupunând care numai una, ar putea să spună refuz să răspund la această întrebare. Și aici este un alt clișeu, pentru că, iarăși, nici noi nu cerem, nici inculpatul nu își pune problema și nici instanțele, tot astfel. Adică, mai mult, pare că, de fapt, în momentul în care spune că vrea să dea declarație, începe să dea declarație, este cumva obligat să spună, să răspundă la absolut toate întrebările. Este situația inversă, în care dispozițiile legale sunt aproape încălcate, fără vreo opoziție din partea avocatului. Dacă ai spus că declari, declară acum. Nu te opri. Nota bene că poate suntem urmăriți și de nespecialiști ai dreptului. Aici discutăm despre audierea suspectului sau inculpatului. Martorul trebuie să spună tot. Nu poate să se oprească, să zică parțial. Mai puțin martorul care a avut anterior calitatea de inculpat în cauză și care nu mai săvârșește infracțiunea de mărturie mincinoasă acum. Deci teoretic ar putea să spună tot ceea ce dorește. Acum, cred că o parte din clișee provin și din această perioadă de tranziție de la vechiul cod la noul cod. Și poate apariția unei noi legislații procesuale penale de asemenea învergură ar trebui să dea posibilitatea, printre altele, de reevaluare a unor activități pe care știm că le făceam cu toții pe vechiul cod. Eu n-am prins foarte mult, dar pe care știi că le făceam pe vechiul cod. De exemplu, cred că un prim clișeu este citirea actului de sesizare. Da? Ne spune codul că citim actul de sesizare sau facem o scurtă prezentare a acestuia. Mai precis că judecătorul dă dispoziție ca grefierul să avem niște dispoziții cumva necorelate cu realitatea și pe care o întâlnim în sălile de judecată. Când a fost să aplic această normă, m-am gândit la toate posibilitățile să nu fiu plictisitor, să nu, adică pentru inculpat, să nu, să vadă. Mie mi se pare că procesul penal trebuie să fie o lecție și pentru el, indiferent de soluția care se... Și m-am gândit că o scurtă prezentare a acestuia poate însemna și să-l întreb pe inculpat sau să încep scurta prezentare până a întreba pe inculpat. Dumneavoastră știți pentru ce ați fost trimis în judecată? Da. Cuvintele dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Păi, na, unii zic că fă infracțiune, dar nu lăsați asta. Ce ați făcut? Ce spune parchetul că ați făcut dumneavoastră? V-a trimis în judecată. Am condus în seara. Perfect, vedeți?
Asta vă spune. Că în seara de... Na, ce mai scrie pe acolo? Da? Și asta reprezintă infracțiunea de... Da? Pentru asta ne judecăm. Da? Când îl întreb dacă recunoaște. Întreb, recunoașteți fapta? Adică ce v-am spus mai devreme și ce ați arătat și dumneavoastră. Recunoașteți că ați condus casul. Pentru că din discuția asta îmi pot da seama, dinainte să-l întreb pe inculpat dacă îi recunoaște. Ce înseamnă? Că una e să spună, da, sau am văzut că sunt trimis în judecată pentru nu știu ce, dar eu să vedeți, de fapt, ok. E clar că atunci când vorbim pe recunoaștere, că iar ei nu înțeleg ce înseamnă, că recunosc, am avut situații în care mi-a spus, da, recunosc, dar am fost provocat. Era cu avocatul lângă. Adică ați fost provocat în sensul că doriți, doamna avocat, da, să invocați circumstanța atenuantă a provocării, că asta înseamnă o modificare a situației de fapt. Da, dar să luați acea că a recunoscut. Păi nu, am înțeles. A recunoscut că a lovit pe X, dar a fost provocat. Acum, asta nu înseamnă că el are un cartonaș verde pentru viitor, că a recunoscut și trebuie să rămână beneficiu acolo. Versiunea lui asupra evenimentului este că